Mamă! Am intrat pe canal doar ca să aflu că am 99 de clipuri și că ăsta urmează să fie clipul cu numărul 100. Încă încerc să procesez toată treaba asta, pentru că mi se pare uimitor că canalul meu a ajuns să facă 100 de clipuri în ăștia 4 ani în care am postat fix din joi în Paște. Și știm cu toții că urmează să fac un clip special, știți că mi-e place să aniversez, așa că dacă nu e evident deja, tot clipul ăsta o să se învârtă în jurul numărului 100, mai ceva ca mașinile într-un sens giratoriu. Ca un giroscop în jurul propriului ax. Ca un coi în căldare. Am luat formatul vostru preferat din ultima perioadă, BAM! Desenat realist. Am luat altceva ce vă place, BOOM! Bani! 100 de lei pentru care am muncit timp de 2 luni, le-am combinat și astfel s-a născut clipul meu cu numărul 100. Se întâmplă ca clipul ăsta cu numărul 100 să apară chiar înaintea împlinirii sumei de 100.000 de abonați, suma aia enormă la care toată lumea visează pentru butonul ăla de argint, în posesia căruia o să intru foarte curând dacă vă abonați, click pe subscribe. Și dacă rămâneți până la final și sunteți cu minți, am o surpriză pentru voi, o să facem un concurs pentru 100.000 de abonați. Dar până atunci luați cu voi o cană de ceiuț, cafea sau motorină și hai să dăm drumul la clip. Ne-am întors în bine cunoscutul Photoshop, mă rog, nu chiar. Ne-am întors în bine cunoscutul Photoshop, unde am importat o fotografie făcută de mine mai devreme cu aparatul, în care am încercat să așez bancnota într-o poziție un pic mai interesantă decât dreapta așa pozată de sus. Am văzut că vouă vă plac clipurile astea în care apar bani. Ce vă mai plac banii? Așa că, hei, 100 de clipuri, 100 de lei. Cam ca veniturile mele din reclame. O să dau dedesubt un solid negru și o să încerc să schițez cu alb, pentru că nu o să mai pot să schițez cu negru. O să încerc să dau întâi o formă foarte mare, un shape, întregii bancnote, pe care să revin cu umbre și cu tot felul de detalii. Și am să-i păstrez toată textura asta foarte wavy pe margini. Pentru că și în poza originală, dacă vă uitați atenți, bancnota mea e mătătorită pentru că nu mai avea loc de atâta valoare în buzunarele mele. O să o colorez cu niște culori sempăluite direct de pe bancnotă, deși văd eu o mică problemă, noi percepem culoarea asta de aici ca fiind un fel de albastru, dar în realitate nu e deloc albastru, e un fel de verde foarte căcăniu, care nu prea mă ajută într-o lucrare de genul ăsta. Așa că mai bine o să folosesc chiar bancnota reală. Am cheltuit-o. O să aleg un bleu foarte gri pentru partea asta de aici și un fel de galben foarte verzuliu pentru partea care urmează. Bancnota asta are atât de multe detalii inutile. Zici că Banca Națională Română au luat așa într-o cameră vreo 200 de designeri și au început o să borască peste bancnote și a ieșit asta. O să încep deja să creez texturile din spate cu albastru ăsta foarte urât și multe linii de galben, aparent. Pare metoda mea n-a dat 100% roade. O să funcționeze într-un final. Și o să mă asigur că se fade-uiește așa un pic de tot pe margine. Hai să ne ocupăm de textura asta mov. Pe bancnotă sunt 3 rânduri de simboluri din astea. Văd că unele spuse mai sus, unele spuse mai jos. N-aveau nicio treabă când au făcut bancnota asta. O să le punem în perspectivă așa. Ceva de genul Mai departe, în ordinea aparițiilor, o să fac curcubeu ăsta cu alb și albastru din spate, nici măcar nu știu ce e. O să las așa, fără să mă mai întreb ce e. Și o să fac și floricele alea foarte mici de aici. Nu înțeleg ce e cu ele și cine a crezut că e o idee bună să facă chestiile astea pe o bancnotă. O să trișez un pic și o să trasez conturul florii fix pe floarea originală. Am făcut floarea, am terminat-o, am făcut-o din foarte multe linii cu o textură cât mai asemănătoare cu cea din desenul original, era să zic, din bancnota originală. Tot după floarea aia am făcut și semnul ăsta micuț pe care o să-l pun undeva aici. Dar cred că iau pauză pentru seara asta și continui să filmez mâine. Ziua a doua de filmare și ai mei. Dacă am filmat 2 zile la chestia asta și nu prinde, vă mănânc. O să fac masca asta de aici, care o să-mi folosească pe toată bancnota, pentru că se mai regăsește undeva aici, un pic distorsionată și am impresia că mai era într-un colț, dar nu-l văd eu acum. O să o fac așa la mână, o să încerc să nu mai desenez peste bancnota reală. O să iau o nuanță mai deschisă de alb și o să desenez toate trăsăturile alea faciale, sprâncenele alea
oribil desenate. Ceva de genul ăsta, o să fac și masca de acolo tristă. O să fac linia asta aurie, pentru care o să folosesc un brush pe care l-am creat un pic mai devreme, ca să pot să fac așa un singur stroke cât mai apropiat de desenul original. Ceva de genul ăsta. O să maschez prin bancnotă pe aici ca să pară transparent, exact cum e bancnota originală. Și cred că o să fiu nevoit să redesenez masca asta de aici, pentru că nu cred că pot să o distorsionez pe aia atât de mult. O să caut niște fonturi cât mai asemănătoare cu cele de pe bancnotă, ca să-i deconspirăm pe ăștia de la Banca Națională a României. Asta seamănă destul de mult cu fontul lor. Bine jucat, BNR. O să-l fac cât mai mic și o să încerc să-l distorsionez încât să arate ca cel de pe bancnotă. Văd că e un text foarte mic acolo. N-am de gând să fac textul ăla mic de acolo. O să-l tratez ca pe o linie. Așa că cu aceeași culoare o să facem pe deasupra o linie. O să caut și niște fonturi care seamănă cu cifrele astea, cu numărul 100 de pe bancnotă. Asta e în regulă, nu e identic, dar e cel mai aproape pe care l-am găsit, cel mai apropiat de ce a folosit Banca Națională pe această bancnotă, vă știu eu. O să-l colorez cu același mov și o să-i dau un efect din ăsta de drop shadow, dar care să fie cât mai solid și cu o nuanță de mov din ăsta, doar că mai deschis, ca să-i creăm efectul ăla de tridimensionalitate pe care l-are și pe bancnota originală. Pentru fontul ăsta deja cred că știu cam ce mi-ar trebui, eu o să folosesc Gotham. Sper eu că bold ar trebui să fie suficient. E un font pe care recunoști dintr-un milion de fonturi. Probabil ei n-au folosit Gotham, dar înțelegeți voi ideea. Ba da, știu că ați folosit Gotham. M-am prins. Luat de pe The Pirate Bay, știu eu, de pe Filelist. Văd aici niște semnături cu un fel de albastru foarte verzuliu pe care o să încerc să le fac și eu. Și vine marele moment, momentul în care o să-l desenăm pe mărețul Ile Caragiale. O să iau o altă fotografie cu el din față, pe care o să aplicăm același procedeu pe care l-am aplicat și la celelalte elemente, precum la floare sau la mască, peste care urmează să desenez de mână toate detaliile astea, ochii, părul, fiecare dungă din aia. Pe aici, pe la gât, e foarte umbrit, trebuie să am foarte mare grijă cu hașurul ăsta, ca să nu-l fac să pară ciudat. Oricum, deja arată destul de dubios, dar sper măcar să iasă ceva în regulă. Oricum, mereu am fost foarte impresionat de felul în care arată portretele de pe bancnote și niciodată n-am știut exact cum au fost făcute, pentru că nu-mi dau seama dacă textura asta a fost făcută de un om, așa, cu fiecare liniuță din aia, sau dacă, din cauza procedeului de imprimare, umbrele alea foarte difuze au ajuns să fie imprimate așa. Dacă știți voi, lăsați-mi un comentariu cu treaba asta. Poate aveți părinți care lucrează la bancă sau ceva de genul și poate știu ei. Dacă da, spuneți-le că îmi datorează bani. Eu cum am observat ce ochelari fancy are. Are o chestie din aia deasupra. Băiatul ăsta trăia deja în 2025 cu ochelarii ăștia de pe vremea aia. Și avem, bineînțeles, faimoasa semnătură a lui Caragiale. Caragiale, te rog, semnează-ți pe desenul meu. Ok. O să-i dau câteva efecte ca să se... cum să zic, ca să se întrepătrundă puțin mai bine cu desenul bancnotei. O să-i aplic un diffuse glow, care o să facă un pic lumina să se blureze. Și o să-i dau efectul ăsta de crosshatch, care o să-mi facă multe linii. O să-i aplic lui Caragiale un gradient map, în așa fel încât pielea lui, mă rog, partea lui de piele să nu mai fie atât de albă. Aș vrea să fie ceva mai... știu, ceva de genul ăsta, poate. O să revin de mână aici deasupra lui, să-i mai reglez un pic ochelarii, pentru că efectul ăla mi se pare că, nu știu, a făcut ceva foarte ciudat cu partea de ochelari. O să-i pun niște lumini pe ochi aici. O să scriu aici, tot cu ceva font Gotham, poate mai subțire. Ion Luca Caragiale 1852 1912. O să trebuiască să mai iau o dată de aici desenul cu Caragiale. De data asta o să-l fac ceva mai mic și fără semnătură. Ceva de genul e foarte bine. Și acum pot în sfârșit să zic că am aproape o bază pe care pot să lucrez, să-i fac umbre și lumini. O să încep să-i fac umbrele unde știu eu că vin. Și un ultim lucru pe care vreau să-l fac o să fie
să dau un pic de lumină partea asta, pentru că bagnota era îndoită și trebuie să capteze un pic de lumină acolo în partea centrală. Bun. Hai să-i facem câteva reflexii pe masă. O să copiez bagnota, o să încerc să o distorsionez cât de mult pot. O să-i dăm un pic de motion blur, ceva de genul ăsta. O să-i scădem un pic opacitatea și o să-i adaug o mască și o să fac să se piardă în jos, cât să nu mai fie atât de clară. Și în ultima instanță o să-i adaug un filtru portocaliu ca să-i dau tentarea de oranj pe care o are poza originală. Și după ce mă joc un pic cu filtrele și cu levels, o să-mi aduc logo-ul. Logo-ul nou, care a fost surprinzător de bine primit de voi, mersi frumos. O să iau alb și am să mă semnez pe lucrare și cam asta e lucrarea finală din episodul de astăzi. Sunt conștient că nu e 1 la 1 cu bagnota originală, dar e cea mai exactă reprezentare pe care aș putea eu o face. O să găsiți un link de download în descriere dacă vreți să dați zoom și să vă uitați mai în detaliu ce se întâmplă pe desenul ăsta. Mersi frumos de vizionare, dacă ți-a plăcut nu uita să-ți drobești butonul cu degetul mare în sus ca să-mi propulsezi videoclipul în secțiunea de recomandate a altor persoane. Pe mine mă găsești pe Instagram, unde dacă îmi dai follow și dacă rămâi până la finalul clipului o să afli ceva frumos. Abonează-te dacă n-ai făcut-o deja, dar pentru moment cam atât de aici. Eu am fost Nicu și, ca de obicei, până data viitoare, mulțumesc frumos că m-ați ajutat să ajung la clipul cu numărul 100. Să ne auzim cu bine! Pentru cine a fost cu minte și a rămas până la final, în foarte scurt timp o să fac 100.000 de abonați, pentru care vreau să dau înapoi cât pot de mult, pentru că toată treaba asta cu 100.000 vine de la voi către mine și simt nevoia să dau și eu spre voi. Așa că facem un concurs. Concursul o să se desfășoare pe Instagram, așa că mergeți, primul pas, dați-mi follow. Așa vă forțez să-mi dați follow ca să fac followeri. Ha. Pasul cu numărul 2. Postați o fotografie cu voi în care arătați bine eventual. Scrieți în ea pentru concursul lui Nicu. Îmi dați tag și nu uitați să folosiți hashtagul ăsta care apare chiar aici pe ecran. O să-l pun la montaj pentru că încă nu m-am hotărât care e hashtag-ul. Nicu, dar ce primește marele câștigător? Ei bine, nu o să fie un mare câștigător, ci pentru că voi sunteți acum 100.000, nu o să fie 100.000 de câștigători, dar voi alege 100 de câștigători pe care o să-i desenez. O să fac toată treaba asta pe un live stream în momentul în care o să împlinesc suma de 100.000 de abonați. O să se numească 100 de desene pentru 100.000 de abonați. Asta înseamnă vreo 1.000 de persoane pe desen. Cert e că vor fi 100 de câștigători pe care o să-i desenez și fiecare în parte o să-și primească desenul cu el. Sau cu ea, sau cu orice alt gen între. Aștept postările voastre pe Instagram, nu uitați de hashtag-ul din colțul ecranului de aici, unde o să trebuie să nu-l uit să-l pun la montaj. Ne auzim la extragere. Și la 100.000 când o fac.